Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune numero 369. Iată că ne regăsim după o perioadă destul de lungă în care n-am mai vorbit așa singur ca televizor. Acum o să vă vorbesc despre banii în 2024. O emisiune care aduce direcțiile generale din punct de vedere financiar în anul 2024. Acest an 2024 are în interiorul lui niște particularități interesante. Care sunt aceste particularități interesante? Păi una la mână 2024 este egal cu 8. Acest 8, ca și an universal, vorbește despre putere și mai în amânând despre puterea socială. Unde sunt banii? Sunt afară, pe stradă. Uh, nu sunt în altă parte. Poate că ai și tu strânși acolo la saltea ceva bani, dar în general banii circulă și sunt în afară. Banii sunt o formă de putere, nu-i așa? Omul, când are o sursă financiară foarte înaltă, se simte puternic sau se simte că este superior celorlalți. Nu-i așa? Acest lucru este mai puțin interesant, dar în anul 2024, care este un an universal 8, găsim și particularitatea 24. Această particularitate 2 plus 4 este egal cu 6. Această particularitate 6 vorbește din nou despre o aspectare financiar-vocațională. Iată cum v-ați dat seama, bineînțeles, despre faptul că oamenii care vor avea acces la resursa financiară în 2024 sunt oamenii care acționează în vocația lor, care acționează cu trăire, cu suflet pentru ceea ce fac. De ce trăire? 2, 4. Trăirea lui 2 și cadrul de manifestare al lui 4. Adică cine este 4 în numerologie? patru este în contextul discuției noastre, bineînțeles. Patru este munca pe care tu o faci. Adică avem un doi, plăcerea și patru, munca. Adică să-ți placă ceea ce faci. Evocațional, vocațional, nu-i așa? Când îți place ceea ce faci, este acel clișeu care se folosește tot timpul și anume că dacă îți place ceea ce faci, nu simți că muncești bineînțeles că dintr-un unghi de vedere este adevărat acest lucru dar ia gândește-te din alt unghi de vedere făcând tot timpul ceea ce îți place și mult timp s-ar putea să-ți aplece deci pe de-o parte este adevărat pe de altă parte omul nu prea este așa prieten cu munca și normal să fie așa de ce? pentru că omul este o ființă care trebuie să creeze deci avem niște cifre financiare. Avem cifra 8, care este suma totală a, a anului 2024, și avem cifra 6, care este particularitatea anului dăruită din 2 și 4. O să vorbim mai întâi despre, bineînțeles că în această emisiune o să vorbim și despre modul în care unele cifre de destin vor fi din punct de vedere financiar în acest an. Dar ceea ce este foarte interesant este această cifră a banilor. Această cifră a banilor care ține de 6 și bineînțeles și de 8 în numerologie, noi o să facem o simbioză în ce ar trebui să facă fiecare pentru a avea acces conform particularității și conform anului la această sursă financiară. Păi în primul și în primul rând, Trebuie să ieși din pătrat și să ai încredere în tine. Uh, poate că sună așa uzual uh, să ieși din pătrat. Păi vezi care este rutina vieții tale și întotdeauna când vei îndrăzni să ieși din rutina vieții tale către noi oportunități, atunci o să vezi că anul acesta îți aduce inclusiv zona financiară, uh, nici nu te aștepți că se întâmplă chestia asta. Nu trăim deznădejde, nu trăim într-o zonă în care tu să zici, aia, lasă că îi vedea eu, lasă că ai, lasă că... E, o asemenea atitudine nu este benefică, deoarece în 2024, an în care găsim toate cifrele după orizontala vieții, adică după resursa vieții, noi avem acces la aceste resurse și avem acces dacă îndrăznim. E ca și cum ai avea o livadă plină cu fructe, cu roade, și tu stai și te lamentezi că n-ai fructe, în loc să te duci să le culegi și să te organizezi astfel încât să beneficiezi de toate aceste roade. Stai pur și simplu și te uiți la ele. Deci, ieși din rutină, ieși din pătrat, încearcă să faci ceva astfel încât să nu fie ca până acum. Pentru că banii vor circula destul de puternic și vor fi pe stradă, așa cum am spus. Un alt lucru pe care trebuie să-l faci în acest an, 2024, este să lucrezi foarte mult la stima ta de sine. Trebuie să înțelegi că nimeni nu o să-ți dea, să dea bani, nu o să-ți scadă bani din cer. Și atunci, tu trebuie să ai o stima de sine. Cine este cel care acționează, care iese din pătrat? este cel care are o stimă de sine și are încredere în el destul de mare. Din altul, de vedere, imaginea contează. De ce contează imaginea? Pentru că generează în ochi încredere. Am mai spus și cu alte ocazii și în alte emisiuni vis-a-vis -vis de această paradigmă numerologică a ochilor a lui 2. Care este paradigma lui 2? Păi e simplu, când te uiți la ceva, unde sunt ochii în față, când te uiți la ceva, tu ai o percepție despre un anumit viitor. Adică îți imaginezi în capul tău că pur și simplu dacă vezi un lucru, ți-ar putea fi util în viitor sau ți-ar putea fi inutil în viitor. Asta o puteți vedea în comportamentele voastre. Adică te uiți la uh, ocupația ta, la ceea ce tu faci și, -și specialist în ceea ce faci. Și zici, uite, eu cu această ocupație pot în viitor să fac nu știu ce lucru. Privești în profunzimea activității în care ești tu specialist și atunci poți avea idei ca în viitor să dezvolți mult mai mult. Un alt lucru care este foarte, foarte interesant este că dacă ai o imagine de sine, dacă ai o stimă de sine bune, acest an universal 8, adică anul lumii, 8 este o cifră a puterii sociale. Deci este a, a zona în care tu ar trebui să ieși la a, în societate, pardon. Și atunci cum ești tu în societate? Pe în momentul în care tu ai o stimă de sine bună, ești mai a, speriat. A, dacă ai o stimă de sine mai puțin bună și atunci oamenii te citesc. Oamenii au nevoie de tine să aibă încredere în tine. Normal că tu s-ar putea să spui acum, dar ce ei a sunt de încredere. Contează chestia asta? Contează să știi să alegi. Nu contează dacă X sau Y e de încredere sau nu. Contează să știi să alegi. Contează să știi și să te bazezi pe tine însuți și în momentul în care te bazezi pe tine însuți, în momentul respectiv vei avea discerământ, astfel încât să alegi oamenii în care să ai încredere, ori nu mai ai timp, vorba unui prieten al meu, să mai ai încredere în cineva sau să-l testezi, să aibă încredere. Cine are timp poate să facă chestia asta. Cine nu are timp, asta e o chestie, care nu e a mea. V-am spus, un prieten al meu a zis-o, este dă încredere totală celuilalt și merge înainte. Dacă cumva acel om te dezamăgește, este bine, pentru că înveți să nu te mai amăgești. Dacă nu te dezamăgește, ai câștigat un prieten, ai câștigat un om pe care te poți baza. E, asta poate să fie o structură în care tu să funcționezi anul viitor. Știu că ceea ce spun eu este destul de dificil, dar poți să încerci, poți să te duci și să acționezi în această uh, direcție. Și nu cred că este rău. Deci o stimă de sine bună și o ieșire cât mai mare în societate. Nu sta închis în casă, nu sta închis într-o cutie, nu accepta rutina din viața ta. Pentru că dacă nu accepti această rutină, se întâmplă minuni din punct de vedere financiar. Ești în afară cu vocația ta. Ești în vocația ta. Poate că nu ești pe vocația ta și anul viitor vei avea ocazie conform particularității 24 să ți se releve vocația. Mai mult decât atât, vei avea această ocazie fantastică să se releve vocația și chiar să fie apreciat, pentru că aprecierea socială pentru fiecare dintre noi contează. Știți că oamenii care nu sunt apreciați la nivel social sau oamenii care își doresc o foarte mare apreciere din punct de vedere social, sunt oameni care, în general, vor să se facă văzuți prin tot felul de lucruri, că sunt răutăți sau că sunt lucruri benefice, asta ține de la caz la caz. Nici nu contează treaba asta. Dar dacă te uiți din alt unghi de vedere, cine n are nevoie de lume, cel care este poate iluminat, ceea ce nu e cazul, nu? sunt puțini care se uită acum la mine și sunt iluminați, că dacă ar fi iluminați, n-ar avea treabă cu mine și cu tembelizorul, și cei care n-au treabă de lume sunt cei care sunt le e frică de lume. Deci vedeți cele două extreme. Bun. Uh, hai să vorbim așa pentru fiecare cifră, că știu că vă place chestia asta, adică să vă spun cum, pentru fiecare cifră de destin, o să fie din punct de vedere financiar, încă o dată spun. Din punct de vedere financiar vă zic acest lucru, nu din mai multe puncte de vedere și, bineînțeles, nu o să intru în foarte multe uh, detalii, ci în anumite idei principale. Și o să luăm toate cifrele de destin, de la 1 până la 9, așa cum vă place vou, și să uh, vedem exact cum ar trebui să fie acest an uh, 2024 pentru cifra de destin în acest an 2024 avem un lucru extraordinar de interesant, și anume cifra de destin 1, dacă este de exemplu pe vocație, pentru că acolo este șansa foarte puternică, vocația, da? Acolo este șansa extrem de puternică, dacă este pe vocație, cifra de destin numărul 1 va avea un succes financiar destul de mare, chiar foarte mare. Dacă nu este pe vocație, va trăi o stare de agresivitate. O stare de nemulțumire, o stare în care tot timpul va da vina pe ceilalți din cauza că ei sunt de vină și el nu are oportunitatea și nu poate din cauza lor să facă el bani și că tot fel de prostii de genul ăsta pentru că de ce? Pentru că e posibil să nu facă ceea ce place. Sinceritatea se arată pentru destinul unu ca fiind o oportunitate financiară. Te ajută din punct de vedere financiar în acest an te ajută familia, te ajută vocația, te ajută relația sentimentală pe care o ai bună sau mai puțin bună, te ajută tot felul de lucruri care, din punctul meu de vedere, ți-ar fi utile. Trebuie ce să faci tu acest, în acest an? Să te ocupi de vocația ta, să ieși în lume și să aduci plus valoare pur și simplu lucrurilor care îți plac. Nu există să faci bani ca destinul unul în acest an dacă uh, nu-ți place ceea ce faci. V-am spus, dacă nu-ți place ceea ce faci, vei deveni recalcitrant și agresiv Și oportunitățile vor trece pe lângă tine La destinul 2 vorbim din alt unghi de vedere Din ce unghi de vedere la destinul 2? Din unghiul de vedere al înțelepciunii Oare cum cântărești tu, destinul 2, înțelepciunea în viața ta? Păi, dacă vrei să ai succes financiar, gândește din două unghiuri de vedere Primul unghi de vedere care este foarte important, uite-ne în spate, că s-ar putea să fie niște proiecte interesante pe care le-ai abandonat. Datorită unei stări mai puțin bune, datorită unor situații afective sau profesionale sau de familie mai puțin bune, dar undeva în spate este o ceva, un lucru, o aptitudine sau un proiect pe care tu l-ai lăsat în spate și care anul acesta ar fi benefic să scoți bani din el. Un alt lucru care este foarte interesant pentru destinul doi de să facă bani, trebuie să facă bani din lucruri pe care le stăpânește și din care am mai făcut în trecut. Adică este foarte important să te uiți la trecutul tău și să vezi unde am fost eu bun din punct de vedere financiar sau în ce domeniu sau când a fost în trecutul meu o situație bună financiar și să reiau acea situație pe de -o parte. Sau, pe de altă parte, să o crezi, să o aduc la un alt nivel, acea situație financiară. Este foarte important să te uiți din unghiul ăsta de vedere. Deci, tu nu poți să fii pe vocație, poți să nu fii pe vocație, nici nu contează. Nu ești așa condiționat de vocație, precum destinul unu. Tu trebuie să te uiți puțin în spate când ți-a mers ție bine. Și ce făceai tu atunci când ți-a mers bine și făceai bani? Poate să fie, nu știu câți bani ai avut, poate ai avut foarte mulți bani în trecut, Poate ai avut cu 2 lei în plus, nu știu, dar du-te în trecut și vezi ce s-a întâmplat acolo și care a fost evenimentul sau care a fost uh, îndelednicirea pe care tu ai uh, practicat-o pentru a face bani. Deci este ceva de care, uh, pe care ai abandonat sau ceva care a fost în trecut și uh, ți-a adus bani și acum uh, ți se pare că nu mai e caz. Este cazul. Dacă vrei, în spate, undeva șapte ani, șase ani, în spate, chiar nouă ani, pe acolo, nu mai aproape. Ca să-ți faci tu așa un calcul și să poți să vezi cam cum și în ce fel. Pentru destinul 3 este o oportunitate interesantă anul acesta din punct de vedere financiar. Tu vei face bani numai dacă ai o uh, profesie, să spunem așa, în relație cu oamenii. Dacă ai o profesie care te pune în relație cu foarte mulți oameni, o profesie care te pune să te miști în stânga, în dreapta. Poate nu ai o asemenea profesie, dar o profesie de genul acesta care să te pună să călătorești, care te, să te pună să te miști, să te duci în punctul A, în punctul B, în mai multe orașe, în mai multe țări, sau să ai o activitate care să țină de acest domeniu al călătoriilor, al turismului, poate fi. Da? Deci, o activitate socială în relație cu foarte mulți oameni. Aceste activități pentru Destinul 3 îl vor aduce foarte mulți bani. O activitate statică, o activitate de pătrat, o activitate de rutină, din contră, va avea un efect dezastros pentru Destinul 3 din punct de vedere financiar, adică el va pierde bani. Sau, dacă are noroc, se va păstra în, um, cum să vă spun eu, în niște parametri pe care i-a avut și anul trecut și acum de ani și așa mai departe. Dar există șanse pentru destinul 3 în acest an să câștige foarte mulți bani dacă are o activitate socială sau să piardă, chiar să dea faliment dacă are o activitate rutinată. Gândește-te și din altul de vedere, dacă ești destin 3. Dezvoltă-ți afacerea poate că ai o covrigărie în orașul tău și e o activitate statică, îndrăznește și fă o covrigărie și în alt oraș. Și zice, aoleo, păi mă fură ăștia, îmi fură făina de în alt oraș dacă n-am eu grijă. Îndrăznește. Nu ar fi toți hoți acum. Da? Deci asta te -ar, ar, fi o idee foarte bună. Uite, domnule, eu am în la mine o covrigărie și vreau să deschid și în trei sate vecine sau în trei sate din alt județ. Încearcă să faci chestia asta sau Dacă ai o activitate statică, dacă ești angajat, încearcă să faci tot posibilul să avansezi într-o funcție sau să iei o funcție care să fie mai puțin statică și mai mult dinamică, mai mult social. Să faci în așa fel încât poate cinește te avansează sau poate că nu te avansează, treci într-un alt departament unde ai de călătorie și atunci acolo vei lua contact cu prosperitatea, bonusului sau uh, comisioane și așa mai departe. Nu este benefic anul pentru destinul 3 dacă stai în rutină, în pătrat, în comoditate. Iată ce frumos. Destinul 4. Uh, aici este minune. De ce? Destinul 4. Eu mă uit așa în sus că fac niște calcule în capul meu acum, care nu vi le spun că nu are rost. Destinul 4, pur și simplu, are o perioadă, din punct de vedere financiar, o perioadă transformaționalistă. Ce trebuie să faci? Păi trebuie să faci una la mână să inovezi. Adică să-ți storci mintea și să faci ceva ce aduce plus valoare unui domeniu. Poate că în domeniul unde ești tu un specialist. un 4 este un om care e harnic, care este specialist, care este hotărât, care este în stare să facă lucrurile foarte bine. Plin de loialitate, plin de hărnicie și așa mai departe. Ok. În domeniul unde tu ești specialist foarte bun, încearcă să aduci plus valoare, încearcă să inovești ceva, încearcă să inventezi ceva, încearcă să aduci plus valoare, încearcă să-l arăți altor oameni acel domeniu al tău, să mărești acel domeniu de activitate. Bineînțeles că și pentru voi este valabil a deschide o sucursală a ceea ce faci în altul județ, în altă țară, în alt oraș, cum vrei tu. E bine și la tine să faci treaba aceasta. Pentru destinul 4 mai este o oportunitate financiară și a începe o altă activitate, cu tot o altă activitate. Până acum făceai covrigi, acum te apuci și faci șuruburi. De ce faci tu șuruburi? Pentru că știi despre acest domeniu. Adică, vezi că tu, fiind Destin 4, este posibil ca să fii priceput într-un domeniu, dar dacă ești priceput și în alt domeniu sau ai veleități sau ai pasiuni pe un alt domeniu, e bine să acționezi și pe acel alt domeniu care ține de pasiunea ta, să faci bani. Adică, ai oportunitatea tu, Destin 4, să faci bani și din meseria în care ești tu specialist, din uh, profesia în care ești tu specialist, dar și din hobby-ul tău sau dintr-o activitate care te gândești că este doar o pasiune, doar uh, așa o simți tu în sufletul tău și că nu e pentru bani. Da? Am dat exemplu că cu și uh, cu șuruburile. Poate să fie, nu știu cum, să fii un om care ești perceput în IT și să, în timpul liber să picteze. Dacă faci o expoziție de pictură, vezi că și ga bani de acolo. Deci, atât ăsta este destinul 4, el așa poate să uh, facă bani în anul 2024. Destinul 5. Destinul 5 are o condiție necesară suficientă de îndeplinit. Și anume, condiția necesară suficientă este seriozitate. Uh, această seriozitate, mă refer, nu neapărat să nu râzi, că ar fi culmea destin cin să nu râdă, înseamnă că deja e grav. Nu să fii serios, adică să nu râzi, ci să fii de cuvânt. Cuvântul tău de onoare, cuvântul ținut, adică promiți ceva și faci ceea ce promiți, va avea în 2024 o valoare financiară foarte mare. Adică respectarea cuvântului de onoare, respectarea verticalității, când zici că faci ceva să faci, să nu minți. Deci, seriozitate la maxim, să nu umbli cu tot felul de combinații, să nu umbli cu tot felul de lucruri mai puțin bune. Deci este foarte important acest lucru. Cuvântul tău de onoare, verticalitatea ta și atunci vei câștiga. Banii sunt în acțiune. Dar nu pot să-i spun că destinul cinci nu este un om de acțiuni. Mai sunt oameni cu destin cinci care nu prea acționează. Plafonarea pentru tine, rutina pentru tine te va duce din ce în ce mai rău uh, care, cel care ești destin cinci. Este important să acționezi, este important să ieși din rutină. Asta o spun pentru oamenii care au destin 5 și mai sunt și în zona aceasta. De obicei, un destin cinci nu prea stă în, în rutină. Nu-i place să stea degeaba, așa, să pică pară măleață în gura Dar dacă există oameni cu destin cinci plafonați într-o dinamică financiară statică, ce aveți acum o să aveți mai puțin. Așa că acționați, fiți creativi, faceți ceva care, la care vă pricepeți, iarăși e foarte important, ceva ce vă definește. Talentul, pasiunea pe care tu o ai, aia ți va aduce bani. În anul acesta. Pentru destinul 5. Uh, pentru destinul 6. Vedeți, avem 24 ăla, care este particularitatea anului 2024, care 2 plus 4, așa cum am zis puțin mai devreme, e un 6. Destinul 6 este un destin favorizat în 2024, el în 2023 nu a fost așa favorizat, dar în 2024 este favorizat. Această particularitate a anului 24, da, 2024 este importantă pentru destinul 6, tocmai în direcția pe care am spus-o eu la începutul acestei emisiuni. Și anume, acționează, da, adică acționează cu încredere, ieși din pătrat și iubește 2, ceea 4, ceea ce face. Deci dacă ești de 6 și ești pe vocație și iubești ceea ce faci ca și activitate profesională sau activitatea antreprenorială, șansele tale de a, de a fi într-o zonă financiară bună sunt mari de tot. De altfel tu ești un destin care te vei bucura de roadele financiare ale acestui an, mai ales dacă îți place ceea ce faci, mai ales dacă ești pe vocația ta. Nu are nicio legătură. Um, Ceea ce faci tu cu anul 2024 din punct de vedere al rutinei. De obicei, un destin 6 nu prea cade în rutină, dar dacă ești un destin 6 în rutină, trebuie să pleci de acolo. Cine te scoate din rutină, găsește-ți un hobby, găsește-ți o pasiune, găsește-ți ceva, pentru că o să vezi starea ta de spirit pe care o vei avea datorită faptului că practici o pasiune, îți va aduce creativitate, îți va aduce deschidere și din punct de vedere financiar. De altfel, tu e bine să acționezi, e bine să te hotărăști ceea ce faci. Cea mai proastă direcție a ta în 2024 este nehotărârea, este dilema, este confuzia. Nu, trebuie să îndrăznești și să arunci la gunoi dilema, confuzia și nehotărârea. Poți risca pentru că dacă riști, vei câștiga. Dar dacă stai în nehotărâre, nu o să fie un an bun, îl ratezi și în 2025 nu e chiar așa. Deci profită de acest an care te ajută extraordinar de mult pe tine și nu sta. Deci nu sta în confuzie, orice lucru ai face cu îndrăzneală și mai ales din pasiune îți va aduce finanțe minunate. Cât îți dorești tu? Ce îți dorești tu? Deci, iată, plaja destinului 6 de acțiune financiară este foarte largă. Destinul 7 are un an financiar foarte bun. De ce? 7 în numerologie este pe vectorul coordonării. Sunt trei cifre pe acest vector al coordonării 7, 8 și 9 e, Suntem într-un an universal 8 Și atunci acest 7 care este În numerologie Pe un vector al coordonării un Pe vectorul coordonării El te ajută foarte mult să coordonezi Un destin 7 care este confuz Este un destin 7 nefericit E bine să vezi ce te face fericit în acest an și să acționezi în direcția respectivă, fără a face compromisuri. De ce? Pentru că această stare de nefericire a ta, această stare de apatie sau de depresie dacă o ai, sau de însingurare dacă o ai, îți este dușman din punct de vedere financiar, da? Ești dușmanul banilor a noastră. Așa că încearcă să faci ceva, să ieși dintr-o stare de apatie dacă ești acolo încearcă să nu aduci această stare de confuzie și apatie în viața ta, de însingurare, de lipsă de chef. În rest, să zicem că nu ești în această stare și că ai dată la o parte și ești destin șapte. Oportunitățile financiare sunt foarte bune. Chiar banii din profesia pe care o faci, din pasiunea pe care o ai, Ambele direcții de manifestare sunt benefice din punct de vedere financiar. Recomandarea mea este să dezvolți ceea ce ai, recomandarea mea este să te mărești, pentru că succesul va fi de partea ta. Nu sta în nu sta în obișnuință, mărește-te, expansionează, du-te, angajează oameni dacă ai nevoie de colaboratori sau colaborează cu ei dacă nu îi angajezi. Deci fă ceva astfel încât să ai în jurul tău oamenii, să ai în jurul tău persoane care să fie specialiști în diferite domenii de interes și privește tot ceea ce faci ca la un nivel macro. Destinul 8, anul 2024, destin 8, el va munci destul de mult. Șansele tale financiare sunt foarte mari dacă ești un bun cunoscător într-un anumit domeniu. În ce domeniu te pricep tu? Eu mă pricep la cutare domeniu. Ok, acolo sunt bani. Nu face ceva ce nu te pricep. Nu te duce tu că dacă Gigi l-a făcut și el, fac și eu că mă pricep. Nu. Nu copia. Analizează în direcția în care tu ești specialist. Cât de specialist ești? La ce ești tu bun? La ce ești pregătit? Poate chiar să-ți aduce aminte de facultatea pe care ai terminat-o sau de liceul pe care l-ai terminat sau de școala profesională. Na, că înainte erau și de astea, acum nu mai știu dacă sunt Așa, pe care ai terminat-o. Adică la ce ești tu bun sau domeniul pe care tu l-ai terminat ca și studii. Acela te poate ajuta din punct de vedere financiar. Nu merge pentru destinul 8 anul acesta să umble așa pe combinație, să mai ciupească, să mai facă pentru că dacă faci aceste lucruri, va pierde. Va munci mult fără bani deloc chiar. Și se va avea foarte multe pierderi, chiar va munci și nu va fi plătit. Deci, efectiv, ai șanse foarte mari din punct de vedere financiar dacă faci ceea ce ești pregătit și dacă nu ești pregătit la nimic, du-te la școală, învață, fii bun specialist, că în domeniul ăla vei putea face bani. Atât. Altfel va fi greu. Și, în fine, destinul nou este interesant, acest destin nou, pentru că Uh, și ei, ca și alte destine, după cum ați văzut, trebuie să stea pe drum. Uh, pentru destinul nou, din uh, același unghi de vedere, cum v-am spus, la destinul 7, este important să dai la o parte stările proaste. Stările proaste care îți aduc o stimă de sine scăzută, trebuie să înlocuite, trebuie să aruncate la gunoi. Și atunci, trebuie să deschizi în alte zone, să-ți faci colonii sau insule sau sucursale în business-ul pe care îl ai sau dacă ești angajat și ești destin nou să uh, mai găsești un alt domeniu de activitate conex care îți va aduce foarte mulți bani sau să faci bani din profesia ta plus pasiunea pe care o ai. Deci uh, oportunitățile financiare pentru destin nou sunt foarte mari. Uh, E bine să fii specialist în ceea ce faci, în domeniul tău de activitate, dar e bine să te gândești din alt unghi de vedere, adică poți să faci bani mărindu-te, acționând, ieșind în lume, nu stând în pătrat, altfel nu faci niciun leu. Fiind o persoană de, de lume, o persoană socială, sociabilă, spunând și vorbind despre business-ul tău sau despre profesia ta sau despre ceea ce ești tu bun, Că faci. E, și atunci când faci treaba aceasta, lucrurile se vor întâmpla. Deci, mărește, ieși în afară cu ceea ce ești tu specialist și mai mult decât atât, vezi că pot exista oportunități financiare și în alte domenii care nu au legătură cu ce ești tu specialist. Și nu trebuie să te duci în alte domenii să fii foarte bun colaborează cu cineva. Adică tu nu trebuie să fii bun într-un domeniu, dar dacă găsești un om care să fie foarte bun în domeniul acela, poți colabora cu el și vei avea și tu beneficii financiare. Adică dacă tu nu ești în stare să faci șuruburi, găsește pe unul care face șuruburi și împreună faceți un business în șuruburi. Și vezi ce vezi? Vezi că vei câștiga bani din șuruburi, chiar dacă tu habar n-ai. Deci aici trebuie să ne uităm. Ok, asta a fost pe repede înainte. Din punct de vedere financiar, acest an pentru cifrele de destin, mă uit că văd că emisiunea se apropie de sfârșit și trebuie să ne gândim că va fi un an social, va fi un an benefic pentru fiecare dintre noi, dacă știm să-l cântărim, dacă știm să acționăm. Renunțați la stările de spirit mai puțin bune, Renunțați la tot ceea ce înseamnă victimizare, cerșală de afecțiune, condamnare, arătare cu degetul, agresivitate online sau fizică. Deci renunțați la toate aceste obiceiuri care țin de alții și uitați-vă la voi înșiva, uitați vă, uitați-vă în oglindă. Toate cele bune, numai bine.